Nebunie frumoasă în acest weekend la Purcari, unde s-a desfășurat competiția vinificatorilor, mai multe echipe formate din ambasadori, oameni de afaceri, artiști și influenceri s-au întrecut în a parcurge drumul vinului. Printre participanți a enumerat și echipa TV8. Cât de mult s-au străduit concurenții, care au fost cele mai mari provocări, dar și cine a câștigat marele premiu. Vedeți în reportaj. Astăzi pornim într-o cursă absolut specială, cu 7 echipe, a câte 10 membri fiecare. Da, iasă Lena din Bordei, cu Ali din Frecăță. Oh, dar e greu! Vreau să nu strivesc. Greu, dar frumos a fost în acest weekend la Purcari. Cele 7 echipe au trecut prin toate etapele de fabricare a vinului. O adevărată provocare pentru concurenți a fost strivitul strugurilor cu picioarele. Dați-ne niște hrimpe că e numai poamă! Dă-o mai în cap, Oleac, mai în cap! Încă! După această etapă, în care concurenții au depus mult efort fizic, a urmat o probă mai meticuloasă, dar la fel de anevoioasă. Participanții la concurs trebuiau să încleie eticheta pe sticlă, apoi să o ambaleze și să o pună în cutie. Încă o dată. Da, aia pas tare. Da, după ce faci, faceți la câte sufrac, s-o bățâtă una. Da, până nouă, găsă. Da, la masă. Au muncit, au cântat, au dansat și s-au distrat din plin toate cele 7 echipe participante la concurs. Cu siguranță, la final, a câștigat prietenia. Întreaga aventură de la Purcari o puteți vedea într-o ediție specială dedicată Zilei Internaționale a Vinului la emisiunea Iubește Viața, duminică 2 octombrie, doar la TV8.